Bună seara! 92 de milioane de lei, atât vor fi alocați Ministerului Tineretului și Sportului pentru anul 2013. Despre aceasta a anunțat ministrul Ion Cebanu. Suma este aproximativ de două ori mai mare decât pentru 2009, dar în același timp Ministerul Tineretului și Sportului va primi cei mai puțini bani dintre toate cele 16 ministere, după Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor. Din cele 92 de milioane de lei, 20 de milioane vor fi alocate pentru construcția Palatului Sporturilor. Noi nu avem nicio sală sportivă care este unica țară. Federațiile sportive urmează să prezinte timp de o săptămână recomandările privind construcția Palatului Sportului. Decizia a fost luată marți 6 noiembrie în cadrul unei ședințe de lucru la Ministerul Tineretului și Sportului, la care au participat președinții federațiilor sportive și reprezentantul Comitetului Național Olimpic. Palatul Sporturilor va găzdui toate jocurile sportive care pot fi practicate în sală. Acum, prima instanță va fi să identificăm locul unde va fi și e clar că actele de procedurile de proiectare. Cred că în câteva luni vom finisa și vom ieși pe urmă cu acțiunea propriu-zis în direct unde va fi palatul și prima etapă, fundația și alte lucruri. Golovatenko a marcat pentru FK Sibir. Internaționalul moldovean Victor Golovatenko a înscris cel de-al doilea gol al formației sale în minutul 59, în partida de pe teren propriu contra lui Petro Trest, scor 2-0. Victor Golovatenko a fost integralist la FK Sibir și a înscris cel de-al doilea gol al formației sale în minutul 59 în partida de pe teren propriu contra lui Petro Trest, scor 2-0. Golovatenko a jucat 15 meciuri pentru FK Sibir și a înscris un gol în acest sezon. Per total, acesta a bifat 53 de partide pentru formația din Novosibirsk. Victor Golovatenko, în vârstă de 28 de ani, a jucat 45 de meciuri pentru Naționala Moldovei și a marcat 3 goluri. Un an și 36 de zile fără gol scăpat în campionat. Această performanță a înregistrat-o Veris. Echipa din Drăgănești însă nu mai poate continua seria pentru că a scăpat gol în etapa 12-a din divizia, într-un meci câștigat pe teren propriu în fața lui Șerif, 2, scor 3-1. Astfel, Veris a reușit să păstreze poarta intactă 342 de zile sau 25 de partide în campionat. Veris Drăgănești a înregistrat o performanță incredibilă în Moldova. Nu a scăpat niciun gol timp de un an și 36 de zile în divizia B și A. Cred că e record de Moldova, da? Asta e muncă începând de la președinte până la medicul echipii. Meritul la tot, la toți care astăzi, sigur, noi vrem multe, dar într-o bună zi scăpăm și un gol, dar noastră e tragedie. A scăpăm. Echipa din raionul Sângerei a întrerupt seria de meciuri consecutive fără gol primit în etapa 12-a din divizia A, într-o partidă câștigată pe teren propriu în fața lui Șerif, 2 scor 3-1. Veris a condus cu 3-0 prin reușitele lui Tiron din minutele 21 și 24, dar și a lui Boghiu din minutul 86. Portarul formației gazdă, Diaconu, a fost învins în minutul 88 de Olenic. Suntem bucuroși pentru victorie, pentru 3 puncte. Terenul a fost greu. Vreau să felicit băieții. Am făcut un meci bun. Fiecare serie are un sfârșit. Dacă se uită microbiștii, Șeriful până la momentul de față au avut cele mai multe goluri marcate în divizia. Și eu cred că asta și-a fost corect, să marcheze anume Șeriful nou. Dacă a fost cineva să ne marcheze. Несправедливо. Мы проиграли. Почему? Потому что, по большому счету, было по нашим воротам 4 удара. Здесь 3 гола. У нас было больше голов. С тем, что мы помоложе, там ребята верят по опыту. И вот как бы поэтому так и получилось 3-1. Прервали безголевую серию Вереса, которая длилась больше года. Хоть этим довольны сегодня? Вот этим довольны. Вот этим довольны. Veris a impus în toate cele 32 de partide disputate de la înființare în campionatul Moldovei, cu un golaveraj distrugător, 118 goluri marcate și doar 3 scăpate. Echipa din raionul Sângerei a înregistrat singura înfrângere din istorie în meciurile oficiale în Cupa Moldovei sezonul 2011-2012, când a pierdut în deplasare cu 1-0 în fața lui FC Academia la 26 octombrie 2011. În acest sezon, Veris a eliminat Olimpia Bălț în optimele Cupei Moldovei, scor 0-0, 3-4 la penaltiuri.
Примунки добьем FIFA и перформанса в экипа верит. Сентем оптимист, оптимист тот сентем, тот. Я раз сентем пынла президенте, пынла музыкатор, шведим эн путеря ностры, а верит слу. На сегодняшний день, если бы он играл в высшей лиге, я думаю, что он бы 100% находился бы в середине турнирной таблицы. Это был бы очень крепкий середняк. Veris este lider în divizia cu maximul de puncte după ce a câștigat toate cele 12 partide disputate, gol averaj 41-1. Vedeta echipei, internaționalul moldovean Viorel Frunze este goalgetter în Liga Secundă cu 16 goluri. De când noi ne-am format de o an jumătate, la noi nici un trenier, numai moldoveni, joacă în echipă. Alăvând pe Frunze, da, fost component accesionat în Moldovie. Mai avem pe portarul Diaconu. El mult timp nu a fost luat în vedere, da. Eu, în primul rând, ca om, e un băiet extraordinar, da. Mai avem Cornel Popov, care tot e un băiet modest, care tot a demonstrat când era la Dacia. E un jucător stabil. Rămânuc, tot e un băiet extraordinar, educat. Când lângă dânsul avem tineri, 94, 95, primul rând, al doilea rând, e un grup, e un colectiv. Moldova Under-21 este gata pentru amicalul cu Azerbaijan. Alexandru Curtean a anunțat lotul selecționat de tinereta Moldovei pentru amicalul cu Azerbaijan, care va avea loc la 14 noiembrie la Orhei. Curtean nu a convocat 5 fotbaliști în comparație cu ultimul meci amicalul cu Ungaria. În schimb, la lot au fost chemați alți 6 jucători, care nu au bifat nicio partidă pentru naționala Under-21. Selecționerul naționalei Moldovei Under-21, Alexander Curtean, a anunțat lotul lărgit pentru amicalul cu Azerbaijan. Tehnicianul nu a convocat 5 fotbaliști în comparație cu ultimul meci amicalul cu Ungaria. Este vorba de Răilean Apostol, Zlatan Vasile Jardan, dar și Cătălin Carp de la Dinamo Kiev. În schimb, la lot au fost chemați alți 6 jucători care nu au bifat niciun meci pentru selecționata de tineret. Voloșin, Gorceac, Soltan, Zasavitski, Tiron și Vladimir Rasulov. Lotul Moldova este format din 23 de fotbaliști, dintre care doar 2 evoluează peste hotare. Gorceac joacă la Rapid CFR în România, iar Zasavitski la Bonifacio în Franța. Meciul amical dintre Moldova și Azerbaijan va avea loc la 14 noiembrie la Orhei, cu începerea de la ora 13. S-au desemnat gazdele din optimele cupei Moldovei. FC Tiraspol Zimru se anunță a fi unul din cel mai tare duel din sferturi. Toate partidele se vor disputa într-o singură manșă și vor avea loc la 16 și 17 aprilie. Pe lângă partida FC Tiraspol-Zimru în sferturile cupei Moldovei vor mai avea loc următoarele meciuri: Iskra Stalmilsami, Dacia Veris și Șerif Nistru. Partidele se vor disputa într-o singură manșă la 16 și 17 aprilie. În sezonul trecut, Cupa Moldovei a fost cucerită de Milsami, care a trecut în finală de Rapid Score 0-0, 5-3 la penaltiuri.